Biroul de Ordine Publică pentru Mediul Rural, în urma cercetărilor efectuate de polițiști, a dispus începerea urmăririi penale față de două persoane, de 25 de ani, respectiv 20 de ani din Petelea, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Fapta constă în aceea că în perioada 1-10 ianuarie 2011, cei doi s-au deplasat pe terenul privat care aparține unei societăți comerciale, situat în comuna Petelea, de unde au rupt și sustras 101 stâlpi metalici. Prejudiciul cauzat a fost de 30.000 de lei. Față de cei doi suspecți, s-a luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Vineri, aceștia au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Reghin pentru a formula cerere de arestare preventivă către instanța de judecată.